Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, domnule profesor. Bună seara. Iată că a venit și timpul pentru cea de-a patra parte a unei emisiuni începute acum trei săptămâni. Aproape o lună. Vorbim despre Festivalul Mihail Sebastian. Festivalul Internațional, țin să subliniez mereu Mihail Sebastian, pentru că domnul Aurel Weiner i-a conferit acest statut prin participarea unor formațiuni, a un teatru de la Tel Aviv și așa mai departe. Noi însă, muzeul, ne alăturăm acestui eveniment cu ceea ce am spus deja până acum și mie nu-mi rămâne decât să arăt încă un fapt, și anume ecoul deosebit pe care l-a avut această ediție a festivalului doamna Elena Dumitrescu Nendvic Brăileanc, absolventă a liceului George Munteanu Morgoci, centenar în acest an, a avut o intervenție în această sală în care a arătat câteva lucruri extrem de interesante, dar mai mult decât atât, la televiziunea română, la TVR Internațional, a spus câteva lucruri care au dus mai departe, deci pe plan internațional, această discuție de aici, de la noi, în cadrul festivalului și care sunt, sigur, măgulitoare la adresa instituției, la adresa Muzeului Brăila. Domnule profesor, atunci, pentru a patra oră să-i rugăm pe telespectatori să se bucure de acest material deosebit și să le dorim o seară bună. El, ca istoric, își pune probleme și caută să dea răspunsuri și pentru mine participarea sa la această suietă mi-a relevat un istoric de un anumit calibru, care nu concernează numai un moment din document, ci caută să-l interpreteze și să-i caute semnificația. Abia așteptăm de la domnul Adrian Dumitrescu să dea publicului larg aceste reflexii într-o formă scrisă sau altă formă care să poată desluși mai bine cele întâmplate. Noi, de obicei, consemnăm atât de victime, atât și așa, avem o mărțurie foarte frumoasă într-o piesă de teatru care s-a pus în scenă la Sinagoga Mare, de un grup de tineri, oameni de teatru, și acolo este o scenă formidabilă cu femeia de serviciu, Cristina, care se afla la Sinagoga Mare, când au venit legionare, au făcut defasările și a reușește să implore cu argumente creștine și de mamă și reușește să întoarcă direcția evenimentelor. Este o mărturie, o piesă de teatru. Vă recomand, dacă ajungeți să o vedeți, e foarte interesantă, tocmai cel mai mult impresionat acest rol. O femeie simplă, să zicem, la vremea aceea, se numeau servitoare. Era femeia de serviciu de la sinagogă, Cristina, care este șocată de cele văzute și are o reacție extraordinară, cred că reușește și probabil că aici întrebările de aia s-o plăcă, dacă mai mulți își puneau întrebări și aveau reacții, lucrurile nu se întâmplau chiar așa de grav. Da, istoria e istorie, o să găsească istorie și mai multe explicații. Mulțumesc pentru Adrian Joplică, te rog să vii la evenimentele organizate de federație. Și mai mult, cu echipa dumneavoastră, să mai scoateți în lume. Așa învățăm unii de la alții. Acum îl rog pe domnul Valentin Popa, doctor Valentin Popa, muzograf de la Muzeul Brăilei, Carol I, să ne prezinte în propria sa funcțiune în Mihail Sebastian. Aveți cuvântul Popa, vă mulțumesc.
să tratez tema războiului al doilea mondial în jurnalele lui Mihail Sebastian și Mircea Eliade. O comparație între cele două perspective. Tema a tratat-o în volumul Eliade și Brăileni, care a fost prezentat aici în fața dumneavoastră. Dar consider că nu este rău dacă vă amintesc câteva dintre aspectele pe care le-am surprins în acest capitol. Mai întâi aș vrea să vorbim puțin despre jurnalele jurnalului Sebastian și jurnalele lui Mircea Eliade. Știm foarte bine că Mihail Sebastian nu avea de gând să-și publice jurnalul, ci doar să-l folosească ca o materie primă pentru alte lucrări, pentru alte ofere. Avem chiar și o consemnare a unei intenții de a scrie un război, un jurnal despre război, ceea ce justifică atenția pe care a acordat-o Sebastian în jurnalul lui evenimentelor din timpul celui de-al doilea război mondial. Nefiind un jurnal destinat publicării, Sebastian a fost deosebit de sincer în tot ce a notat acolo, ceea ce, evident, sporește credibilitatea notațiilor acestui scriitor deosebit. Când e vorba de Mircea Eliade, aici mă voi referi nu la jurnalele publicate în timpul vieții lui, ci la un jurnal care s-a publicat postum și în care, deci, autorul n-a putut să intervină pentru a atenua anumite nuanțe din cele consemnate. Este vorba de jurnalul portughez. A apărut la noi în țară acum 10-15 ani pe baza unui text adus din Statele Unite. Evident, poziția față de al doilea război mondial este total diferită la cei doi. No? Mircea Eliade știm cât foarte bine că a fost atașat un ideal acela al luptei pentru promovarea românismului, care în acel moment coincidea puțin sau parțial cu intențiile expansioniste ale Germaniei. Și ca atare, Mircea Eliade a fost de acord cu intrarea României în război alături de Germania împotriva Rusiei pentru recuperarea teritoriilor pierdute. Sebastian, desigur, vedea altă problema acestei implicări a României în război. De ce? Pentru că el, ca evreu, a fusese de suferit din pricina legislației antisemite, inspirate, fără îndoială, de regimul nazist din Germania. No, legislația antisemită, a vorbit domnul Weiner foarte frumos aici, îi punea pe evrei în situații delicate și, evident, aprobau, deci legislația a aprobat discriminarea pe față a comunității evreiești. Din acest motiv, Sebastian, în forul lui Lăuntric, dorește înfrângerea Germaniei. Chiar dacă asta înseamnă și înfrângerea României, pierderea războiului către România. No? Este interesant care, și atașat afectiv de această dorință ca războiul să se finalizeze prin victoria aliaților și prin înfrângerea Germaniei. Interesant este cum surprind cei doi în notațiile de jurnal anumite detalii ale războiului. Și nu mă refer decât la câteva detalii. Primul detaliu se referă la ofensiva aliaților în nordul Africii și la retragerea lui Rommel cu armatele germane din această zonă. Evident că Sebastian vede aici un prim semnal că
cursul războiului va fi favorabil dorinței lui, adică va duce către înfrângerea Germaniei. Iliade se vede aici un semnal că proiectul lui de a asista la victoria Germaniei și a României în operațiunile militare, acest proiect, această dorință, s-ar putea să nu se împărtuiască. Ce-l surprinde pe Sebastian, el era atunci la legația din Lisabona, îl surprinde faptul că colegii de ambasadă triumfau. Colegii de ambasadă aveau alte atitudini. Erau crescuți, formați, educați în spiritul atașamentului față de democrație, față de valorile anglo-americane, franceze chiar, când se era scoasă din circuit atunci. Ce se întâmplă la București? Sebastian se mai întâlnea cu confrații de literatură pe la câte o cafenea, la câte un restaurant și evident că se schimbau multe replici privitoare la mersul frontului. Culmea este că, spre deosebire de colegii de ambasadă lui Iliade, colegii de scriere, de scris, de pană literară a lui Sebastian, erau filogermani. Camil Petrescu, cel despre care s-a spus ieri că a fost pentru Sebastian un idol. Nu? Camil Petrescu era un filogerman atunci. Onicescu și mulți alții, mai puțin Rosetti. Rosetti era cel care venea, era cel mai informat dintre ei și venea cu știri la zi privitoare la mersul frontului. Toți aceștia sperau ca lucrurile să evolueze conform dorințelor lor, adică spre destinul fericit al războiului, în favoarea Germaniei și, evident, al României. Evident că cursul frontului știm că a mers într-o direcție nefavorabilă dorințelor lui Iliade, care devine, dintr-o dată, foarte îngrijorat ce se întâmplă cu România dacă Germania pierde războiul și dacă armata sovietică invadează Europa. Sunt foarte interesante reflexii pe care le face din perspectivă hermeneutică Iliade în aceste pagini cu privire la ce se va întâmpla cu Europa. Poate că se va întâmpla o renaștere, poate se va întâmpla o primenire a sângelui obosit, a unei civilizații obosite europene. Oricum, el este disperat de gândul că România va avea o soartă cumplită în condițiile în care armata roșie va acapara teritoriul românesc. Acum știm bine ce s-a întâmplat cu frontul, cu războiul și ce este curios este că spre sfârșitul războiului, când nu se mai spera ca armata germană să mai revină și că înfrângerea acestei puteri militare era evidentă, Iliade începe să se apropie de atitudinea lui Sebastian. În sensul că speră să se termine mai repede războiul, speră ca Germania să capituleze cât mai repede ca să se liniștească Europa. Noi erau totuși 5 ani de război, 5 ani de evenimente care au scos din fire normală această civilizație. Sigur, se pot punta multe elemente. N-aș vrea decât să mă refer în încheiere la pasajul în care Iliade notează despre moartea lui Sebastian, pe care vreau să-l citesc. Mihai a trăit, fără îndoială, o viață de câine în acești ultimi 5 ani.
a scăpat de masacrele rebeliunii din ianuarie 1941, de lagărele antonesciene, de bombardamentele americane, de tot ce a urmat după lovitura de stat din 23 august. A văzut căderea Germaniei hitleriste și a murit printr-un accident de circulație la 38 de ani. Îmi amintesc de prietenia noastră. În visurile mele era unul dintre cei 2-3 oameni care mi-ar fi făcut Bucureștiul suportabil. Chiar în climaxul meu legionar l-am simțit aproape. Am câștigat enorm din prietenia lui. Contam pe această prietenie ca să mă întorc în viața și cultura românească. Dar vreau să comentez acest pasaj, pentru că s-au făcut foarte multe referiri la relația dintre Iliade și Sebastian. Este vorba, deci, de un jurnal necenzurat. Rețineți. Mulți au opinat asupra faptului că Iliade l-ar fi suportat doar pe Sebastian. I-ar fi suportat prietenia, ar fi respectat-o, dar nu ar fi avut un atașament deosebit. Ori de aici rezultă că a existat totuși o fibră de atașament din partea lui Mircea Eliade față de Sebastian. Mă amintesc de faptul că jurnalele pe care le-am publicat în timpul vieții și-a cenzurat orice referire la activitatea lui în perioada anilor 30, la apropierea de mișcarea legionară, pe când aici observați, recunoaște. Chiar în climaxul meu legionar l-am simțit aproape. E o chestiune tulburătoare. Mai spune apoi, am câștigat enorm din prietenia lui și, aș vrea să comentez și ultimul rând, contam pe această prietenie ca să mă întorc în viața și cultura românească. Deci dacă nu se întâmpla acest accident, evident că Sebastian ar fi avut un destin frumos în cultura și societatea românească după război. Fără îndoială, ar fi fost probabil unul dintre reprezentanții puterii politice sau ar fi fost promovat în sferele culturii, deși el a refuzat atunci, 45, a refuzat toate ofertele care s-au făcut și din partea comunității evreiești, și din partea Asociației Scriitorilor, și din partea Fundației Carol al II-lea, nu mai știu care era atunci, Fundației Legale, oricum. Carol al II-lea. Da. El a refuzat toate aceste oferte și a rămas să scrie opera. Era în urmă cu scrisul. Perioada aceasta simțea acut această nevoie de a umple timpul cu produsele spiritualității lui. Dar, cu siguranță, ar fi fost acceptat, din câte știu și că nu știu dacă scrie în jurnal, dar din alte surse am aflat că a acceptat să fie membru al ambasadei române în Franța. Da? Și fără îndoială că dacă nu s-a fi întâmplat accidentul, ar fi ajuns în Franța, în legația română de acolo. Și probabil că, cum spune și Matei Călinescu într-un studiu, probabil că Iliade ar fi fost sprijinit și ar fi depășit mai ușor problemele pe care le-a avut în primii ani de migrant în Franța, după ce, evident, și-a încheiat misiunea la legația de Lisabona. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. S-a atacat acest subiect, relația Sebastian-Iliade. S-a vorbit mult și la noi și au fost nu numai legături de prietenie, dar și de idei. A fost foarte apropiat până la un moment dat. De ideile Iliade și Iliade al lui Sebastian, însă s-a creat o ruptură totală când Iliade a devenit unul din membrii
mișcări legionare, nu pe genul pogromiștilor, dar un teoretician al mișcării legionare. Și s-a reproșat lui Sebastian această relație. Sigur, dacă ești din afara subiectului, ți se pare ea normal. Tu, în orice caz, cu idei democratice, ca să nu spun de stânga, să te împrietenești cu un legionar, cu Mițaelia, de la ei aveau afiliațiuni la cu totul alte teme decât politice. Viața e ca viața și e interesant ce ați citat dumneavoastră aceste vorbe din jurnalul portughez și în mod clar, Eliade s-a cam dezis de ce a fost mai merețe, dar n-a făcut-o total și n-a recunoaște ca o mare greșeală a vieții sau nu știu ce, ca un factor egal. De altfel, noi ne mirăm că oameni cu anumite evoluții, la momente X din viață, au avut alte caracteristici, alte... Eu mă studisesc ceva din viața mea personală. În 1944 aveam 12 ani și învățam la acest centru cultural, unde a fost un grup, un nucleu comunist. Paul Cornea, de pildă, era acolo și era mai mare decât noi, dar a încercat, împreună cu un altul mai tânăr decât el, cu vreo 2 ani, să ne ducă spre Biserica Comunistă. Și am fost la UTC. Deci, de fapt, eu cu UTC-ul nu prea aveam ce spun, că eram de proveniență burgheză, burgheză și știți că se judecau teribil. Dar la cei ani nu prea puneau preț pe cine ești, de unde ești. Și am fost la 2-3 ședințe de cer, sau la Slătineanu, nu știu ce ne-au spus, dar spre șansa mea s-a desfințat cu DC-ul. A venit o lege că toate mișcările de tineret s-au dizolvat. Și felul ăsta, cum să spun, m-am rupt total de mișcarea comunistă. Am intrat însă mișcarea sionistă, aia e altă poveste, tot de stângea și am fost cu tare ca în anii ăștia, după 90, să fiu un adept al economiei liberale, al democrației de tip occidental și așa mai departe. Ce vreau să spun prin exemplu care vi l-am dat, în viață te întâlnești cu în situații, dacă ai și o viață mai îndelungată. Eu, de pildă, am început să mă afirm mai pe propria mea personalitate după 1989. Până atunci eram oarecum un negru, cum se spune, cel care scria materialele pentru șef, care era bine apreciat, dar era evreul, Weiner, cu lasă-mi să stă ce face. După 1989, sigur că am ajuns la o altă poziție. Am fost foarte mirat când am fost chemat să fiu ales vicepreședinte al Camerei de Comerț a României. În 1990 a fost o adunare generală la sala Palatului și am fost ales vicepreședinte. A fost un concurs de împrejurări. Pot să vă spun că m-am dedicat pentru totul vieții politice și economice și sociale de pe 89. Am vrut numai până această prezentarea situației mele, să arăt că omul în viață poate trece pe în situații și nu trebuie să le judecăm chiar de a fi împușcat cel care a fost și aia și aia. Iată ceea ce ne-ați citit dumneavoastră despre Eliade sau spusele Eliade sunt foarte adevărate. Îmi amintesc că ceea ce s-a reproșat lui Sebastian, că Eliade nu a reacționat în momentul în care în țara noastră a fost mișcarea legionară, regimul Antonescu, și cum de el nu l-a invitat Sebastian pe Eliade. Au fost colegi, au fost prieteni de idei, mulți ani și asta este. Și Sebastian a explicat, nu pot să-l rup total,
cu trecutul meu intelectual, momentele splendide ce le-am trăit împreună cu Iziane. Așa e viața. Viața e ca viață, da? Mă scuzați că am făcut această intervenție, dar pornind de la cele spuse de Iziane aici. Sunt oameni care judecă numai în alb și negru. Ai fost negru, rămâi la negru toată viața. Ai fost alb, ei, hai, treci. Viața e mult mai complexă și trebuie să privim nu numai cu ochelar de cap. Și treaba cu Sebastian și cu celălalt om pe care a fost foarte legat de Nae Ionescu, da? Se la mine. Bun. De altfel, doamna Petreu, da, de la Cluj, l-a acuzat foarte grav pe Sebastian că a fost un om de dreapta, de dreapta. De ce a fost el om de dreapta, că fiind evreu nu trebuia să fie de dreapta. Asta e istorie. Și Netanyahu, un om de dreapta. Evreu și conduce țara lui, da? Politica e bună. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Popa. Vreau să-l rog pe domnul doctor Jean-Pierre Bălan, cercetător științific, care de altfel are răscolegiul de țânul care îi lăsă un nipătul ce vrei să-l face în barajul. E altă poveste. Vă rog, mulțumesc, poftiți, aveți cu mine. Vă dați seama că după două ceasuri sunt într-o postură mai îngrată, pentru că toată lumea are întrebarea cum să vine la încercare. Am să mă străduiesc totuși. Și am zis că ești nou simțit. Da, și eu mă gândeam. Am să mă străduiesc totuși să vă rețin atenția cu câteva considerații. Sunt, de fapt, câteva glose, dacă vreți, pe marginea ideii de timp la Miguel Sebastian. Pentru că, cel puțin pentru mine, la o relectură a jurnalului, mi s-a părut surprinzător faptul că foarte des am o serie întreagă de fișe adunate aici. Foarte des, Sebastian afirmă că, deși la 30 de ani, se simte foarte bătrân. Uneori obosit și bătrân, am plăcut foarte bine. Aveți și precoci. Am auzit. Domnul cercetător de dinainte. E bine, asta m-a făcut să reiau o serie de lecturi și să văd, să încerc să înțeleg în ce raporturi se situează Sebastian cu ideea de timp. Sigur, pentru toată lumea care a trecut prin literatura lui Sebastian și prin paginile jurnalului, este clar că Sebastian n-a făcut din asta o temă distinctă. Sunt doar reflexii presărate în diverse pagini, în contexte diferite, dar care construiesc, până la urmă, o idee despre felul în care omul Sebastian, scriitorul Sebastian, se raportează la timp și, în special, la timpul istoric, la vremurile în care a trăit. La Steaua fără nume, mizez pe valențele simbolice ale idei de timp aici, la fel în jocul de vacanță. M-aș opri un pic pentru că timpul nu ne mai este atât de prieten. M-aș opri pentru câteva minute la Ultima oră, piesa lui Sebastian, unde interesantă este semnificația pe care o dezvoltă acea rubrică de ziar. Este o banală rubrică de ziar, care se numește, cum toată lumea știe, Ultima oră. Ea are, în contextul piesei și în ansamblul semnificațiilor operei lui Sebastian, sensul unui spațiu gol, unei, dacă vreți așa matematicește, unei mulțimi vite, care câștigă, capătă valențe importante, în momentul în care acea banală rubrică este umplută cu ceva. Depinde cu ce.
este calea pe seama care sau pe care un eveniment oarecare tinde să devină istorie în funcție de selecția pe care sau în funcție de felul în care istoria se mișcă în jurul, personal. Este un spațiu alb, un netimp, dacă vreți, care se va umple și va căpăta sens în clipa când, cum spuneam, un eveniment, o secvență temporală, accede la timpul istoric. Lucruri de maniera aceasta pot fi semnalate în legătură cu multe alte locuri din opera lui Sebastian. Am să mai stau câteva pentru câteva observații asupra jurnalului acesta. S-au făcut, cum bine știți, lecturi multiple. A fost citit ca jurnal de creație, a fost citit ca jurnal intim, ca document de istorie literară sau de istorie culturală, ca document de istorie puternic marcat de specificul perioadei 35-44. Eugen Simion îl plasează undeva în zona jurnalului trăirilor și expresivității. Sunt o serie de considerații care însă și ideea de jurnal le aduce în atenție. Într-o paranteză, fie spus, Sebastian era un mare admirator al jurnalului lui Renard, al Jules Renard. Pentru că acolo miza era sinceritate. El însuși mizează pe sinceritate, s-a spus mai devreme, nu exista intenția de a face un document public, cu atât mai puțin intenția de a face literatură. O întreagă dispută în istoria literară dacă cu tare pagină de jurnal sau alta intră sau nu în sfera literaturii. Asta este o altă discuție. Rămân la ideea că admirator al lui Jules Renard sunt reminiscențe de Sebastian, mizează pe sinceritate, pe adevărul spus, pe observația frustă. De altminteri, el este un cititor de jurnal, face comparații cu jurnalul fraților Guncur, citește din Stendhal, este mai tot timpul într-o astfel de literatură, dar în paginile sale de jurnal consemnează, cum spuneam, evitând istoria, evenimentele așa cum se petrec. Poate fi așezat în raport cu alte nume din epocă, în locul său distinct. Știți bine, Eugen Ionescu spunea că, de fapt, între roman și jurnal, câștigul de cauză este al jurnalului, pentru că acolo este adevărata literatură. Adevăratul gen literar. Eliade, despre care s-a vorbit aici, este de părere că în jurnal, omenescul are o mai mare deschidere către universalitate, pentru că romanul nu este nimic altceva decât o convenție, o ficțiune. Pentru Camil Petrescu, prietenul lui Sebastian, jurnalul este un lucru anost și aproape fără sens, dar nu-i poate nega rolul de aparat de filmat cu care decupează din realitatea imediată secvențe mai importante sau mai puțin importante. Spuneam la început, încercând să nu intru în foarte multe detalii acum, că Sebastian nu face din tema timpului o componentă principală a însemnărilor sale. Indirect însă, timpul este în însemnările lui Sebastian asociat fie vârstei, fie stărilor sufletești, fie evenimentului cotidian și mai ales datelor de istorie, evenimentelor cu impact în întreaga istorie. În termenii prietenului său, în termenii lui Miscereale, dacă vreți, tipul sacru lipsește din notațiile lui Sebastian. Dominanta, adesea agresivă, copleșitoare, cum se exprimă chiar Sebastian, este aceea a timpului istoric, a timpului profan,
cel care, de-a minte, provoacă desacralizarea timpului pe parcursul paginii. Jurnalul lui Sebastian, situat sub această perspectivă, relevă o serie întreagă de notații care pot să construiască o idee, un comentariu bine articulat pe seama temei timpului. Sunt multe considerații legate de jurnal ca depozitar al unor secvențe temporale, al unor secvențe de istorie. Uneori, Sebastian însuși pare că renunță pentru că mi se pare o discrepanță mult prea mare între ceea ce se întâmplă în jurul lui, între istoria care devine presantă, copleșitoare, dramatică și tragică, adesea, și faptul de a rămâne în fața paginii pe caiet pentru a consemna o stare sau alta, un eveniment sau altul, o audiție muzicală, etc. Iată, scrisul, dacă nu mă ajută să comunic cu cineva, începe să mi se pară, cel puțin la început, un lucru absurd. Este o notație de la începutul lui ianuarie 1941. Alte ori, e vorba de lipsă de curaj, el zice lipsă de vitejie, pentru a continua jurnalul. Trebuie să privesc cu ochii deschiși tot ce s-a întâmplat de atunci, e vorba de perioada dintre 17 iunie 40 și începutul lui 1941. Mă gândesc acum la lunile mele de zonă și parcă nu regăsesc atmosfera lor de teroare. Îmi spun că eram atunci aproape de moarte, mi-aduc aminte că de câteva ori am vrut să mă sinucid, dar toate acestea sunt acum șterse, indiferente, aproape de neînțeles. Există și alte asemenea exemple când jurnalul nu răspunde propriilor așteptări, este lipsit de sunet adânc, zice Sebastian, și în loc să noteze, prefer de să întorc capul și să schimb vorba. Da? Închide notația din ziua respectivă. Niciodată n-am fost mai bătrân, mai tern, mai fără elan, mai fără tinerețe. Există, am putea spune la Sebastian, două tipuri de atitudine în raport cu timpul. Una este stupefacția, care însoțește impresia de neverosimil. Uneori îmi spun că toate sunt neadevărate. Înlăbușitoare, dureroase, intense și totuși neadevărate. S-ar putea să fac un efort și să mă topesc. S-ar putea să deschid ochii și să bag dintr-o dată de seamă că totul s-a destrămat brusc, a pierit. Niciodată viața nu mi s-a părut atât de nereală. Un al doilea tip de atitudine este refugiu, în varianta refugiu în vis sau refugiu în tăcere, în perioadele de mulțenie din paginile de jurnal. Dacă ne ducem înapoi la literatură, vom vedea că multe dintre personajele lui Sebastian preferă visul. Și Mona vrea să-și trăiască visul propriu. Și Ștefan și Corina și alte personaje au această dorință de a se refugia în vis, pentru că acolo lumea aceea devine intangibilă. Este o lume în care fiecare își poate construi propriul univers și își poate pune în joc propriile idei. Vă aduceți aminte că în jocul de vacanță, Ștefan este cel care strică telefonul, închide radio-ul, aranjează să nu mai vină presa, tot se întâmplă în așa fel încât în acea o lună de zile să se creeze un univers, o rupere, o ieșire din timp. La fel, e vorba de Bogoiu, de dincolo, de Miroiu, din Steaua fără nume. Și el trăiește în visul propriu, își cumpără cărți de pe cine știe unde, cu bani mulți, ca să consolideze în continuare ideea că undeva există o posibilitate de a ieși din timp, de a te situa în propria lume. Sigur că există și
reversul. Există o domnișoară Cucu, cea care rămâne împietrită într-un timp și el devenit an istoric, cumva. Există un șef de gară care, ca o ironie, crede că timpul este la mâna lui. Ceasornicul din gară nu merge, dar din când în când el se duce și îi mută limbile, ca și când timpul s-ar mișca după voia proprie. La Sebastian, acest joc al ipostazelor temporale și al percepției temporale este interesant de urmărit, plecând de la textul literar, ajungând în pagina de jurnal și înapoi, pentru că întotdeauna există conexiuni. Locul acela din jocul de vacanță este, cum bine știți, un loc de pe lângă Gheorghien, în care Sebastian își petrecea sau și-a petrecut unele dintre, la Gilgoș, unele dintre vacanțe. Încă un lucru și cu asta închei, pentru că sunt multe altele de spus aici. Am să mai spun doar câteva lucruri legate de efectul asupra stărilor sufletești ale lui Sebastian sau personajelor sale, provocat de varianta istorică a timpului, de timpul care duce la un soi de alienare. Oamenii au sentimentul, sub presiunea istoriei, că timpul nu le mai aparține. E vorba de o agresivitate a istoriei care modifică dramatic percepția temporală și adesea și personajele și cel care notează pagina de jurnal se comportă ca un om scos din curgerea timpului, ca un om care trăiește cu sentimentul că nu mai poate adăuga nicio notă personală timpului pe care îl trăiește. Este de aici până la absurd, e doar un pas de înțelege. Este vorba despre un om care se vede deposedat de propriile repere personale sub presiunea și tăvărugul istoriei. Există, evident, un sentiment al zădărniciei, îl regăsiți adesea în jurnalul lui Sebastian. Există multe alte notații. Una dintre ele, iată, în decembrie 43, jurnalul ăsta devine absurd, o proastă obișnuință, nimic mai mult, războiul trece prin mine, prin toată viața mea, prin tot ce iubesc sau cred, sau încerc să sper, și din toată măcinarea asta cumplită, eu consemnez aici ce. Rămâne să mai găsim fiecare răspunsuri, întorcându-ne la paginile de jurnal sau la unele din textele lui Sebastian. Am votat o temă a spune inedită. Timpul în opera lui Sebastian s-a dus la niște concluzii extrem de interesante. Părerea mea că ar trebui să continua cercetările și să le puneți într-un cadru cât mai rotunjit. Este, dar am dezrotunjit eu acum. Vă mulțumesc foarte mult. E un mod de abordare, un cercetător. De aceea e cercetător. Da, ca să găsească mereu alte piste. Ați găsit-o, mulțumesc foarte mult. Și toată formația în rândul tăi de la Buzău merită toate laudele și bravo! Permiteți și eu să vorbesc exact 5 minute. O femeie, după ce am vorbit atâția bărbații ilustri aici, în acest cadru minunat, am auzit, am fost de la prima zi aici la festival. Vă mulțumesc pentru această invitație. Știți că am venit din Portugalia pentru acest festival care a devenit foarte important în viața mea. Nu s-a făcut repetire la jurnal portugheză. Da, exact. Vreau să spun, eu sunt o nomadă de profesie,
în general o europeană și în detaliu sunt o brăileancă. Am fost puțin, m-a făcut să zâmbesc în prima seară faptul că foarte multă lume ne-a lăsat impresia că face ceva pentru Mihai Sebastian și pentru acest festival. Și eu cred că este o mică eroare de gândire, pentru că nu acești domni fac ceva pentru, pentru festival și pentru Sebastian, dimpotrivă. Eu cred că Sebastian ne dă posibilitatea nu numai să aflăm ceea ce a gândit, ci să reflectăm noi înșiși ce a fost atunci și ce este acum. Eu, fiind europeană și călătorind foarte mult, constat că în Europa există o mișcare de dreapta care ar trebui să ne îngrijoreze. Și nu mai vorbesc de ultimele alegeri care au avut loc în Germania, o țară pentru care am foarte mult, mult respect și am crezut că perioada fascistă s-a terminat pentru totdeauna. Ei bine, nu s-a terminat și ceea ce mă supără, ceea ce mă înfricoșează, este că din nou se repetă istoria, că anumite tendințe de a nu ne implica se repetă. De exemplu, prima seară, când doi actori au prezentat niște texte de Sebastian care sunt de o actualitate extraordinară, o persoană care a venit să reprezinte, să zicem, etajul superior acestui oraș, în timp ce cei doi actori prezentau aceste texte, după ce s-a spus la început să nu folosim telefoanele, să închidem telefoanele, acea persoană tot timpul a butonat pe telefonul lui. Și asta pentru că indiferența este cea mai mare racilă a situației noastre actuale. Indiferența este tot o colaborare. Și vă rog, luați poziție. Nu vorbiți în categorii. Nu gândiți în categorii. Trebuie toți să ne unim cu toate forțele ca să ne separăm și ca să-i marginalizăm pe cei care ne strică atmosfera intelectuală, atmosfera spirituală de orice fel și emoțională și creativă în acest oraș. Brăila e un oraș mare, într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, domn președinte, dar câteodată am impresia că aici elitele trăiesc într-o sectă, că sunt marginalizați. Și elitele sunt extrem de importante pentru că ei scot la iveală calitatea emoțională și spirituală a unui oraș. Deci, elitele trebuie respectate și nu marginalizate. Vă mulțumesc foarte mult! Atenționat despre ce există în alte țări. Noi spunem, noi, eu vorbesc de Federație, Harul Domnului, Spălintea Noi la Oradea, care există această formulă, Harul Domnului, avem puține fenomene și incidente antisemite. În afară de faptul că pe internet apar diverse, multe reacții, dar acolo există și acest element de multiplicare al acelui individ care alege mesaje multiple. Noi spunem că în România de astăzi lucrurile sunt mult schimbate. Și am să vă dau două exemple. Noi avem această politică, să zic, promovată de mine prin recunoaștere, cunoaștere reciprocă spre recunoaștere. Ținem ușile deschise, ne evrei, la diverse manifestări. Sebastian nu e un eveniment evreiesc, nu un eveniment pentru mare om de literii intelectuali, scriitori evreu din acele timp.
Ei bine, am constatat un interes crescând din partea neebreilor de a fi alături de noi. Nu vă spun că au apărut cărți scrise, monografii, despre comunități evreiești care nu prea mai există. Târgu Neamț a apărut acum o carte, comunitatea din Târgu Neamț, scris în evreu și scrie foarte bine. Deci, eu sunt de părere că oamenii se apropie când se cunosc. Dacă nu se cunosc, nu ai cum se recunosc. Și am avut un eveniment foarte semnificativ în această privință, a fost noaptea sinagogilor. Nu a fost noaptea muzeilor, noi am organizat noaptea sinagogilor. În București mai avem 3 sinagogi, erau arhipline, lume de toate felurile, a stat mult după miezul nopții. Și nu numai în București, ci în țară s-a întâmplat acest lucru și unii din noi venim pentru prima dată. Am văzut, deci ești rău, ești speriat. Așa e, haideți, veniți și ne cunoaște. Eu vă mulțumesc pentru această, pentru acest moment al Festivalului Sebastian. Sala a fost 90% plină, nu? E lucru mare, iar intelectualii din Brăila merită toate laudele și mulțumirile. Așa că...